protestăm aici în stradă, o să dormim aici, pun noi să facem reguli în țară. Deci nu o să dăm voie, nu o să dăm voie să vândă țara. Nu o să dăm voie. Pentru că îți bat joc de țara noastră. Noi suntem, uitați-vă cât tineret suntem aici. Luptăm pentru țara asta. Că aici ca să o vândă sau ce? Noi nu avem nimic din asta când luptăm. Ridicăm drapelul Republicii Moldova, mândrie, și ca Dodon să ne vândă țara sau altcineva, actor politic. Nu, urmează stăm aici. Urmează să corturi și în alte, în altor. Da, peste tot, parlament, guvern, peste tot o să mergem, o să stăm în stradă. Ce o să fac, o să ne împuști în cap? Asta, da, spune Năstasic, o să ne împuști în cap, o să ne scoată, nu știu. Da, le veți permite viitorilor miniștri din nou guvern să intre în... Nu, pentru că nu au dreptul. Nu e așa ceva. Ceea ce au făcut ei azi în Parlament, asta pentru ei poate au făcut ca să fie interesant. Dar pentru noi, pentru toată Republica Moldova, pentru oameni, asta nu este. Nu avem miniștri. Avem doar guvernul care este domnul Filip, este prim-ministru interimar, care o să muncească în continuare. Până o să avem alegeri anticipate, o să avem un Parlament care o să lucreze și o să avem un guvern care o să lucreze. Dar ceea ce au făcut ei azi nu este. Și nu, toată lumea a văzut.